Pictorița tratează subiectele cu o urmă evidentă de umor și de ironie, ștergând astfel orice substrat grotesc și sinistru. Picturile cu personaje misterioase, care deseori poartă măști și par să participe într-o procesiune stranie, amintesc de tradiții românești încă practicate la sat. Ziua Cucilor este un festival sărbătoare care încă are loc și astăzi în comuna Brănești, județul Ilfov, și care pare să fie inspirat multe dintre lucrările Margaretei Sterian. Semnificația sărbătorii se leagă de trecerea într-o nouă etapă, de renașterea naturii, dar și de obiceiurile pastorale și agrare specifice vieții satului. Este o tradiție care celebrează fertilitatea și prin care se alungă energiile malefice și spiritele neprietenoase. Margareta Sterian a fost o figură talentată a secolului trecut. A trăit 95 de ani, în care s-a remarcat artistic ca pictoriță și scriitoare. Opera pe care a lăsat-o are o valoare plastică deosebită, împletind accentele suprarealiste cu elemente inspirate din folclorul românesc. Margareta Weinberg s-a născut în 1897, în Buzău, într-o familie de origine evreiască. Numele de Sterian l-a păstrat în urma căsătoriei cu poetul Paul Sterian. Ca pictoriță s-a regăsit stilistic și tematic în suprarealism, care a fost abordat în arta românească după a doua jumătate a secolului 20, Victor Brauner fiind singurul artist român care a pictat în această manieră înainte de al doilea război mondial. Față de suprarealismul occidental, în România curentul s-a manifestat diferit, având ca sursă principală de inspirație folclorul autohton și fantasticul tipic basmelor sau poveștilor tradiționale. În mare parte, tot din acestea s-a inspirat și Margareta în pânzele ei. Cunoașterea tradițiilor folclorice ne ajută să descifrăm opera artistei, care stă sub semnul misticului și al spiritualității. Lucrări precum La bâlci sau La saltimbanci sunt exemple tipice pentru suprarealismul inspirat din tradiții românești. Pictorița tratează subiectele cu o urmă evidentă de umor și de ironie, ștergând astfel orice substrat grotesc și sinistru. Personajele ei nu par malefice, mai degrabă liniștite și complet ancorate în lumea din care vin, despărțite permanent de realitatea noastră. Se simte în creația artistei o atitudine specifică lui Marc Chagall, atât plastic cât și tematic. A pictat și numeroase naturi statice, care au fost ceva mai ușor asimilate de către public. Compozițiile cu flori surprind estetic prin alăturările neașteptate de culori. Lucrarea intitulată simplu Flori este un exemplu de natură moartă din opera Margaretei Sterian și deține recordul de piață al artistei de 6.500 de euro obținut la București în 2011.